Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Victory Talks. De data asta, nu zic că nu mi-a făcut plăcere în episoadele anterioare, dar de data asta chiar am o plăcere deosebită și l-am invitat pe unul dintre bunii mei prieteni și care a contribuit cumva la creșterea produsului Victory Cup. Alături de noi este un membru, pot să zic, al clanului pădurarii din Drumul Trafei. Salut, Mădălin! Ce faci, Mădălin? Mulțumesc mult pentru invitație. Uite, ți-am adus un cadou. Băi, lasă-mă! Nu am aminte de el. Stai așa, da. Să-ți aici. Păi nu, că trebuie să găsim și un cadou pentru pădurari. Deci fii atent. Old Mad. Da. Băi, să știi că sunt nebun. Ți-am adus o căciulă cu Old Mad, care este studioul meu de animație. Ți-aș fi adus cu logo-ul pădurarilor o căciulă, dar încă așteptăm branding-ul de la designerul echipei, care sunt eu. Înțeleg că faceți rebranding. Mulțumesc, mădă, pentru premiu. Old Mad, cum spuneam, amândoi nebuni. All, în momentul de față, că suntem doar doi. Da. Mulțumesc. Zine despre Old Mad ăsta. Ce faci tu mai? Este numele studioului meu de animație și design și e un mesaj care se potrivește și pădurarilor, că suntem numai nebuni în echipa aia. Ți-am zis, ți-aș fi adus o căciulă cu emblema pădurarilor, dar încă așteptăm propunerea nouă de rebranding de la designer, care sunt eu. Se roagă băieții de mine de o grămadă de timp să fac rebranding-ul ăsta și n-am avut timp. Mai merge schimbat. Da. Era mișto acum ceva timp. Eu am încercat să fac ceva mai simplu și mai mișto din prima, dar cum avem echipa plină de specialiști în toate domeniile, inclusiv design, feedback-urile au fost multe. Dar de unde asta cu pădurare? Hai să înțeleagă toată lumea. De unde, mă? Că și eu mă întrebam la și sincer nici eu nu știu. Pădurarii din DT, bă, mutabile, sunt grămătări, astea, tot felul de meserii, dar pădurari, de unde? Păi fii atent, grupul pădurarilor există dinainte de echipa de fotbal. La un moment dat ne-am adunat noi la cineva, 5-6 inși prieteni din cartier și acolo tot spuneam noi vorba asta de pădurari. Am zis, ia să facem un grup, gata, noi suntem pădurari. Am făcut acest grup și mi-aduc aminte că am început să recrutăm în grup oameni din area noastră de prieteni și le recrutam cu scrisoare de intenție, frumos, cu botez, cu tot ce trebuie, ceva profi, da. Și la un an distanță, dacă nu mă înșel, Petrescu, care este cel mai mare dezertor. Cel mai mare dezertor. Dar ce facem? Hai să zicem asta. Povestim noi și de el. Ne-a părăsit, ce să mai, Petrescule, nu mai... Deci îl așteptăm la echipă de o grămadă de timp să revină și tot zice că vine, că vine. Era mega profi. Ținea pagina de Facebook, punea poze la după fiecare meci. Avem canalul de YouTube al pădurarilor unde punea materialul video. Dar la un moment dat a dezertat. Lasă că îl luăm noi și pe Petrescu. O să luăm cu forța. Așa, și el împreună cu Floppy. Floppy Andrei, nu? Da, Andrei. Da. Nici pe Andrei nu l-am văzut. Da, păi și ăsta altă speță, dar eu sper că o să revină ușor, așa mi-aș dori și ar trebui să o fac. Andrei acum are și o fetiță să-i trăiască și de ce n-a venit el până acum, îți dai seama ce o să vină de acum încolo la echipă. Așa, și la un an distanță după ce am făcut noi grupul ăsta, Petre cu Flop au înscris echipa, prima oară, la Liga Prieteniei. Da. Mamă, ce experiență a fost acolo. Da, hai să nu vorbim de așa, băieții. Și am rezistat, dar nu știu, mai există? Nu cred că mai probabil, din câte știu eu, sub o altă formă al numei. A devenit Smart Cup sau campionatul municipal de mini fotbal. A, da? E ceva oficial, da, probabil așa a fost. Bravo lor, să fiți sănătoși și eu, din punctul meu de vedere, există loc pentru toată lumea. Da, este campionat. Nu știam că ei au devenit Smart Cup. Smart Cup e mai ok decât era atunci Liga. Probabil că au vândut cu totul altcuiva. Da, a preluat cumva. Nu știu care e treaba, dar să știi că îi felicit pe... cei de la Smart Cup și pe cei de la CNFB, chiar este loc pentru toată lumea. Și bună și competiția, că te face să... Da. Că și eu am la mine în ceea ce fac și e bună și e constructivă, te face să fii mai bun. Dacă reușești să o vezi... Și au oamenii cumva au posibilitatea să aleagă, știi? Exact. Mă duc acolo, acolo, acolo. Sau mă duc și acolo, că sunt echipe care se duc și acolo și vin și la noi. Și știi de ce alegi, da. Până așa, și ne-am înscris atunci la Liga, n-am avut o experiență foarte bună și după aia am venit la voi. Voi cred că erați de un an de zile, nu? 2015-2016, atunci. Știu că m-am întâlnit cu Răzvan la plața și tot ne întreba,
băi, frate, să-ți dau banii, noi semnăm un contract acolo, știi? Da, da. Stau banii, faceți competiția, nu faceți competiția. Deci am fost cam de la început cu... Nu? La... În ediția 4-a, 5-a, așa. Primele 3 au fost așa de... Mm-hmm. Adică dacă să continuăm sau nu cu treaba. Aveai două ligi, parcă, atunci când am intrat noi. Nu, că... nu. Când ne-am mutat la plața, cred că atunci ați venit voi prima dată. Au fost pe... toate echipele erau într-o ligă cumva și jucam un fel de Champions League, Europa League și după aceea rămâneau, da, rămâneau în Liga 1 sau a 2-a. Da. Voi ați... Noi am jucat primul an noi am jucat primul an, mi-aduc aminte clar că atunci eram eu antrenor și am din Liga 2-a am trecut în prima și an mai târziu a 8-a eu am fost și cel care a retrogradat deci echipa în a 2-a. Cum mă? Voi n-ați fost de la început în prima ligă? Nu. În Liga 2-a după aceea ați promovat. Exact. Dar exact. Nu ați mai retrogradat. Nu. Am retrogradat tot cu mine antrenor în Liga 2-a. Ia uite, ne dă Iosif niște imagini că uite, m-am pregătit cumva. Ia, de la plața, fii atent. Cine e ăsta? Ăsta ești tu și ai zis? Ia. Ăsta ești tu și ai dat pentru... Ai dedicat golul ăsta cuiva, cred. Mai ții minte? Nu mai știu dacă am dedicat cuiva golul. Ba da, mă, că ăsta este... Ăsta a fost un gol... Un gol pe care mi-l aduc aminte. Ăsta. Când erați voi, mamă, ce gol... Uite și tu ce nebuni sunteți, ia uite. Ăștia sunt pădurarii. De asta venim. Uite-l și mă, Petrescu, l-ai văzut, ne-a aruncat. Da, echipa din Vis juca cu pădurarii, da. Da, nu, e o amintire foarte frumoasă. Mi-aduc aminte că aici era egal și mai era puțin timp și... Ultima fază, cred că a fost, da. Cred că printre ultimele... Da. Și era vremea când veneam cu o grămadă de oameni pe margine, da, eram... Acceptam atunci cu toate echipele, știi, pădurarii, cum pot să stea... Ok, cred că și acum mai ai discuții de-astea, mai sunt discuții de-astea. Da, acum v-ați mai împuținat și voi cumva. Și nu mai stăm pe margine, da, așa, pe stă doar managerul și nu mai... Da, deci pădurarii de aici vin și... Drumul Taberei. Pădurarii, Drumul Taberei. Și... Care-i treaba cu asta? Că la voi, uite, mai auzeam și eu, băi, în fiecare an se votează manager sau cum se... Mă, ideea e simplă, da. Manager, capitan, da. Manager, capitan, se face un cantonament. Da, da, se face, deci avem așa, în primul rând că e foarte greu să fii manager la 16 nebuni, 20 de nebuni. Eu întotdeauna am crezut că dacă în chestia asta, dacă vrei să faci școală de management, fii manager la o echipă de mini-fotbal cu 17 nebuni adunați de prin cartier, știi? Asta e școala adevărată de management. Și îți dai seama că e greu să reziști. Un an, doi ani de zile am rezistat. Asta de manager se votează cumva? Da, se votează în fiecare an și e o chestie foarte... din care ne luăm multă energie. Că se face caterincă. Sunt secrete? Nu sunt secrete, nu. Avem poll pe Facebook, fiecare votează asumat. Cel puțin așa a fost până... Dar în ultimii ani... Nu prea s-a mai votat pentru că n-a vrut să candideze decât unul singur și atunci n-avea... Deci trebuie să-ți declar cumva candidatura, băi, eu vreau să fiu manager. Formă program, uite ce obiective am, uite ce trebuie să fac. Și acum este Dan este manager și face o treabă extraordinară, eu sper să rămână mai mult timp. Bine, cumva am și profitat de faptul că el s-a accidentat destul de nasol și s-a operat la genunchi, dar acum a început să revină și în teren și se simte bine, joacă destul de bine, dar îl are ca ajutor pe Cosmin Sof, care se implică și el foarte mult și am impresia că... Din exterior, așa, că nu prea îl văd să se implice așa, adică... Organizează antrenamente, omul, este foarte serios, nu? Ei sunt Emil, sunt doi și cu... își spun ei și cu... Sof, nu văd că organizează niște lote de plată aici, de cât am cantonament. E pe caiet. Nu, pe caiet plătești omul la sfârșit, dar ce dăm și mie trece la Sof, asta cred. Organizează. Da, nu, mi se pare că combinația asta pe care au găsit-o ei doi este una foarte bună și sper să reziste. Ți-am zis, de obicei la un an așa ne mai schimbăm. Și eu cred că e ok ca fiecare să pună câte o cărămidă și să facem chestia asta cu rândul. Că nu este despre unul sau altul, este despre echipă, știi? Despre grupul vostru. Dar cred că suntem singura echipă care face asta de schimbă managerul de la... Nu? Nu suntem singura? Că restul au un manager, clar, și asta e. Da, anul ăsta a ieșit ăla. Mereu ne schimbăm numele în acte. Da, bă, Mădălin, Săci. Am fost de 3 ori până acum. Da, iar Mădălin, iar Săci. Da, nu. Mai era și, da, nu mai știu cine mai era, în fine.
Da, mai aveați. A fost și Puiu? Și Puiu, da, da, Puiu, da. Și un premiu mai aveați, jucătorul anului? Da, pus? Avem în fiecare decembrie, decernăm balonul de aur, cel mai bun fădurar. Balonul de aur. Da. Anul ăsta a luat Sică, super meritat. Sică? Sică, no, a fost cel mai constant și cel mai bun, de departe. A câștigat detașat. A câștigat detașat. A câștigat vreodată? L-am câștigat și eu odată, Sică de două ori, maestru Ginel. Ginel? Ginel. Gina, da, da, este de departe cel mai bun. Acum, iarăși, nu vine la echipă, zice el că nu mai poate, da. El și într-un picior, el dacă joacă într-un picior, îți dă 3 pase de gol pe meci. Și noi încercăm să-l convingem, haide, uite și pe această cale, Ginele, haide înapoi, te așteptăm cu banderola, ți-o punem pe mână, haide, vină înapoi în echipă. Dar mai vine doar la băutură aici. Nu, când joacă vine și, dar a mai venit și la meciuri și a stat vine și fără să joace, dar mi-aduc aminte că am mai avut el perioade de asta când a lipsit din echipă și în momentul în care s-a întors, mereu a fost o emulație de asta. De exemplu, când a fost Puiu antrenor, ne-a salvat când eram în prima ligă și ne-a salvat pe final când a venit el înapoi în echipă și a venit cu haideți bă, să când asta, ultima dată și cumva ne-am adunat toată energia, da, ultima dată când a scăpat, da, 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 când am scăpat. Nu-mi ținut de postarea aia, da, mai zic. Da, dar și capitanul vota, nu? Sau unicul capitan? Nu, managerul, deci în momentul în care iese managerul în anul ăla, el zice ce capitan o să aibă, știi? Dar de regulă sunt mulți oameni care merită banderola în echipă, da, și nu există discuție. Când era Mihnea, nu i-a luat nimeni de pe braț. Și banderola de la Mihnea, deci noi am votat la un moment dat capitanul atunci în anul ăla. Mi-aduc aminte că a fost vot pentru capitan și îl votasem pe Ginel. El ieșise. Și Florin, pentru că este foarte altruist, l-a văzut pe ăsta, boss, umflat, că pe Mihnea, că nu prea, atunci se ducea la fotbal și în altă parte, nu prea venea așa, nu era atât de implicat, nu era așa, și a decis să îi pună banderola, i-a pus banderola pe braț. Ăsta a fost cel mai fericit din momentul ăla și nici n-a mai dat-o înapoi. Abia acum, când a plecat în America, a luat-o Ginel, normal, că la el trebuia să dacă a dat-o, el trebuia să întoarcă. Și, bun, deci aveți managerul, jucătorul, capitanul și cantonamentul, am înțeles că e... Cantonamentul? Doamne, da. În fiecare hangover, vară... Hangover. Da, nu este. Sunt multe povești acolo, cred că am putea să stăm, nu știu, două săptămâni la podcast. Zici și una, două, și care poți să o zici. Păi, care poți să o zici. Nu știu dacă pot să reproduc, că s-ar putea să ne baneze YouTube-ul. Ia dă-ne-o pe aia cu Mihnea, dă-ne și nouă, că am vrut așa să vă... Sunt niște imagini cu Mihnea, dar sunt și din cantonament. Da. Am păstrat atunci, știi? Asta, ia uite. Aici am înțeles de cantonament, da. Aici, ia de play-ul să vezi. Ia uite-l. Mihnea. Da, aici i-am făcut eu un colaj când a plecat în state. Uite-și pe Gina. Din cantonament sunt toate imagini. Da. Ia uite, cu ochelari la soare, ochelari de soare. Frumoase amintirile astea. Da, înainte să plece, fix în ziua aia când trebuia să plece, i-am făcut colajul ăsta. Cu momentele lui. Eu că l-am postat și noi pe Facebook, da. Mihnea Fâmbine. Și voi faceți parte din familia Victorica, până la urmă. Păi da, suntem atâta timp. Păi ce naibii, da, suntem atâta timp și cu bune cu rele, iau, dădea goluri Mihnea, mi-a dat și mie un gol, mă, odată. Ți-a dat? Mi-a dat, mă, un gol, da. A prins-o de aia de la poartă la poartă? Da, mă, da. Mi-a dat un gol și a zis, Mihnea, mă, nu-i frumos. Ce vrei, mă? Ce vrei? Asta este. De la plața, mamă, ce cum era acolo, s-a dat și a... Nu era rău, dar nici bine. Era frumos, mă, că era tribuna aia acolo, mie asta îmi plăcea, la plață, că era tribuna aia acolo. Da, era terenul mai mic cumva. Da, cu terenul nici eu nu m-am înțeles. Da. Nu m-am înțeles niciodată cu terenul de la plața. Un pic îngust. Nu erați acolo full acolo. Da, și zine ceva, Nica, trebuie să ne zici. Bă, zine-o, Caterinca, de asta din cantonament. Păi în ultimul cantonament, deci ca să știe lumea, în fiecare an, în iunie, mergem în cantonament. Și acolo ce se întâmplă rămâne acolo. Pot să zic una, în ultimul cantonament... Avem noi o tradiție așa, la un moment dat, ăsta decide Mihnea, bineînțeles că bem toată ziua, și cândva pe sâmbătă, așa pe la un prânz, zice el, haideți-vă la Kerhana. Și mergem la Kerhana și ultima oară când am mers la Kerhana am făcut haos mare, am cântat acolo, deci nu pot să-ți reproduc ce s-a întâmplat. Ne-am împrietenit cu unii care făceau acolo petrecerea burlacilor, am început să cântăm cu ăia și cântam...
tot felul de lucruri care nu pot fi da, reproduse, sunt, dar sunt, foarte fan. Foarte fan. Da. Zine. Și acum e trebuie să chiar acum organizăm cantonamentul de vara asta. Și sunt discuții mari cu Mignea când poate să vină, că îți dai seama că trebuie să-l facem în funcție de el, când poate să vină și el în țară, altfel nu trebuie. El dictează, da. El dictează ora când mergem și ziua. Da, ia, zine și de rivalitatea asta cu cine? Cu cine? Cine aveți voi rivalitate? Cu Sporting? Cu Sporting. Mă, acum, a fost... am luat-o cumva înainte. Da, categorii. Pentru că el e foarte axat spre performanță. Acum râdem, glumim, că am mai văzut și eu glumițe cu bannere pe aici. Da. Fac parte din frumusețea acțiunii, știi? Și sunt foarte mișto. Și pe mine m-au distrat toate bannerele, toate mesajele. Manea, mi se pare că a avut și el un... Dar una peste alta, cu bune curele, Matei a făcut super treabă la Sporting. Pe ce l-au acum? Pe... Sta acolo sus, pe primele 5 zile, că nu știu exact. Pe 3, dacă nu mă înșel, 3, 4. Și e fantastic, știi? Este, nu e ușor să faci asta. Nu e ușor să faci asta. Acum, da. Adică el a crescut, de la ediție la ediție și și-a adus jucători noi. Dar rămas aceeași. Asta este, că noi am avut altă viziune. Noi am, vrem să mergem să ne simțim bine și dacă și câștigăm un meci, asta este, cu atât mai bine. Și mergem pentru noi și pentru berea de după. Și am păstrat, suntem cam aceiași oameni. Media de vârstă la noi este de 37, cred, pe acolo. Da, nici bătrâni. Da, dar nici nu mai putem să ne batem cu ăștia în prima ligă, da. Nu mai puști care vin super pregătiți. E greu să mai faci față. Făceam acum 6-7 ani, făceam. Acum e... Și competiția din prima ligă a crescut din ce în ce mai valoric, din punct de vedere... Cum a pornit asta cu... Rivalitatea cu el a pornit de la Petrescu, care se cunoșteau. Și prieteni destul de buni, unul avea echipă, altul echipă și de acolo ne-am luat-o cu toții, știi? Și au fost niște clinciuri, niște meciuri, dar a fost o rivalitate foarte frumoasă. Dacă nu mă înșel acum, bine, dacă ne prind acum, probabil ne bat. Dar până acum cred că sunt împărțite victoriile. Da, nu știu, Matei, cred că sigur are statistică. Păi ăsta are ce ai, își notează pe spatele caietului. Da, de câte ori am bătut, trebuie să-i batem, trebuie să... Dar deci spui că... Erau dulci cumva victoriile în fața celor de la Sporting. Erau. După meciuri ce făceați? După meciuri mergeam, făceam un duș și mergeam la bar. mergeam la operetă. După meciuri întotdeauna suntem aici, ne știți. Probabil că suntem cei mai buni clienți de la Aibar. Top 5 tot așa. Adică dacă era și Ludicomul, cred că e. Ludicomul, tot vechi. Nivel, îl vom mereu și păsile aici, da. Este... Dacă era și pe nivel fotbalistic asta, consumația, erați în prima ligă? Eram cel puțin pe podium, cred că eram la... Da, chiar, uite, o idee, poți să faci... echipa care a băut cel mai mult, să dați un premiu special. Serios, chiar m-am gândit și zic sincer, zilele astea m-am gândit, bă, hai să vedem care face și mai mare consumație și să câștige cumva, pun un premiu ăsta, 500 de mici, 1000 de mici. Mamă, ce ceva frumos! Ceva de genul ăsta să sune, da? Excelent! Tot ne aud, crezi și vânzările cumva la bar și câștigă și echipa care este corectă, care consumă cel mai mult până la... N-ar fi o idee rea. La urmă. La FIFA ai renunțat, nu? Nu se mai joacă. Nu era toată lumea trasă de FIFA și nici nu puteai să faci care vrea, care... O decizie foarte bună. Eu ți-am zis de atunci. Da, băi, sunt idei bune și ideile cumva, știi? Ideea a fost foarte bună. Am renunțat imediat. Mm-hmm. M-am gândit, bă, stai puțin. Luăm atâția bani, avem tot barul ăsta cumva. Mm-hmm. Hai să mai dau ceva în plus, știi? Da. Noi ne-am calculat bugetul cumva, am zis, băi, hai să-l împărțim, știi, da, dacă tot luăm atâția bani, că zic sincer, știi, hai să mai joace omul FIFA, vine, poate îi place. Dar uite că unora nu le-a... Da, sunt multe echipe care n-au jucat. Da. N-au jucat. Păcat, că mie îmi place să joc FIFA, adică dacă se crea cumva puțină seriozitate și asta, poate... Poate și ceva. Dar a meritat să o încerci până la urmă, să-i dai noi și nu trebuie să funcționeze tot. Exact, da. Bun, selecția cum o faceți? Ai zis că la voi în echipă, când vă strângeți pentru noua ediție, uite, acum începe să termină asta. Păi suntem aceiași bătrâni, 80%. Nu, dar sunteți mai mulți bănuiesc de 20, nu?
Cred că suntem undeva pe acolo, la 20, dacă suntem cam aceiași. Știu, dar ați avut două echipe, Pădurarii 1 și Pădurarii 2. Da, am avut două echipe și de anul ăsta am decis să rămânem cu una singură, că era greu să le susținem pe amândouă. Era greu, dar vă strângea și acolo. Nu, la un moment dat, ne strângeam greu. Păi la un moment dat asta zic. Erau mai mulți oameni la Pădurarii 2 decât la Pădurarii 1. Da, știu, dar era o excepție astea, știi? De multe ori se chineau să adune 5-6 oameni, știi? Și atunci am decis că, bă, rămânem cu o echipă cu un lot ok și a fost o decizie bună. Acum nu știu pe viitor ce o să se întâmple, ce... Dar nici noi nu mai avem energia aia atât de mare încât să ținem atât de mulți oameni, știi? Suntem noi ai noștri, apropo de lot și ce zici tu. Păi asta zic, selecția, hai să zicem. Am luat câțiva oameni de la echipa a doua, i-am ținut pe câțiva oameni pe care i-am considerat. La meciuri cum vă strângeți? Zice managerul, nu? Sau cum? Se face prezența. Se face prezența cu vreo 3 zile, Dan e foarte serios cu el, face cu mult timp înainte prezența. Așa, și se face prezența și în funcție de cine poate să vină în ziua aia, el face lotul. Dar s-a întâmplat dacă de... sunt mai mulți, s-a întâmplat. Nu, s-a întâmplat rar să fie mai mult. Și să renunțe la cineva. Zi. Da, renunțe, dar se înțeleg oamenii. De la sine, bă, nu mai vin nu eu sau ceva. Exact. De mai degrabă așa se întâmplă, da. Renunță oamenii singuri, că bă, nu mă simt pregătit, bă, mai bine joacă altcineva. N-au fost probleme, adică și au fost foarte rare momentele în care să avem prezență mai mare decât foaia de lot, da? Știi? Da, 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 e ok, da. Din punctul ăsta. Bă, asta e bine, aveți mai mulți în tribune, cumva. Da. Cum a fost trecerea asta de la Liga 1 la Liga 2? Știi că, sincer, mi-a fost puțin frică, cumva, nu e vorba cu o echipă în plus sau o echipă în minus, știi? Da. Am ajuns la un nivel încât avem multe echipe, știi? Cât aveți acum? Câte 192. 192, wow. Da. Wow, fantastic, da. Bravo. Da, mersi. Dar mi-era frică că nu vă înscrieți voi dacă nu sunteți în prima ligă. Voi că voi nu mă, n-avem cum. Asta... Nu, n-avem cum să nu. Eu sper să jucăm până ne crapă picioarele, pentru că e mai mult decât doar decât a aruncat cu mingea și dat cu piciorul în ea. E vorba de comunitate, e vorba de relațiile dintre oameni, e așa, găsim și pretext să ne vedem, să evadăm de acasă, să bem o bere, este aer la cap după părerea. Uite, eu de exemplu nu reușesc cu orice alt lucru să mă deconectez atât de repede și atât de bine decât cu fotbalul. Eu când vin o oră la fotbal aici și asta mi se pare că este lucru cel mai important pentru toată lumea. Vii o oră aici la fotbal, uiți de toate grijile și problemele pe care le ai, te gândești numai la bășica aia și apoi mai stai o oră să vorbești despre ce s-a întâmplat. Știi? Da. Și aer e sănătate atât fizică cât și mentală. Asta mi se pare cel mai important. Chiar n-am băgat de seamă. Și atâta timp cât noi reușim să facem lucrul ăsta cât mai mult, cu atât mai bine pentru sănătatea noastră, știi? E importantă deconectarea de griji, de probleme, de... Asta mi se pare că este valoarea cea mai mișto pe care o aduce o competiție de genul ăsta, știi? Da, recreerea cumva, știi da. Că asta e. Da, zi-mi exact cum a fost trecerea asta când am intrat de la Liga 1 la... Ați fost supărați, a zis, bă, hai... Îți dai seama că am fost supărați când simțeam că o să ne ducem și că nu mai este nicio cale de întoarcere, dar am fost și maturi și împăcați cu gândul că, bă, mai bine mergem și în a doua unde sunt poate niște adversari cu care putem să jucăm decât să stai în prima, nu aduci pe nimeni nou, nu aduci oameni tineri care să-ți poată să alege foarte mult, e greu să reziști. Și pentru noi am pus pe primul plan să ne simțim bine și să venim la fotbal decât performanța, știi? Întotdeauna a fost asta, doar că se întâmplă că acum ceva timp să fi fost și noi tineri și să mai jucăm, știi? Dar să știi că și în Liga 2 e o competiție foarte ok, adică uite, eu mai joc cu NSN-ul în partea cealaltă. La CMFB? Nu la CMFB. Pe unde? La Popești, la Smart, da, care se numește, nu știu, ca un nume acum, complicat. Da. Și Superliga, campionatul municipal de mini-fotbal, dăm și diplome și tot acolo. Și mi se pare că joc acolo tot în Liga 2, mă rog, care se numește Liga 1, dar e Liga 2, cum joc și aici. Da. Și adversarii de aici din Liga 2 mi se par mai puternici decât aia de acolo. De ce? Pentru că a avut timp competiția să cearnă sita atâta timp, atâția ani. Următoarea ediție la Liga 2 o să fie puțin mai slabă, pentru că vor fi 3 serii de Liga 2 și automat din echipe din Liga 3
Da, dar vin echipe bune și de acolo. Ce? Da, sunt echipe. Ne-am jucat în cupă cu echipe de Liga 3. Da, bune. Da, sunt. Bune, știi? Acolo, în partea cealaltă, e Liga 1, care este, da, e puternică. Dar Liga 2 e mai, mi se pare, mai slăbuță decât asta de aici, de la Victory. Da, deci nu ne-am axat, sincer să fiu, ne-am axat niciodată pe nivel. Eu de asta v-am apreciat foarte mult. Mă, nu, vine, mă, frate, doar amatorii trebuie să vină și foarte să bine. Se simte. Și uite că vin o grămadă de fotbal, adică, cred că toți din prima ligă de acolo sunt și aici. Și chiar și alții. Sunt, da. Care sunt foarte buni. Drept dovadă, atunci când voi ați decis să ieșiți din, nu știu dacă ați decis să ieșiți, dar nu mai sunteți atât de apropiați de federație, oamenii au rămas aici pentru că se simt bine și competiția e organizată, da, 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 și, da. Și nu toată lumea vrea să se ducă după performanță, să joace în țară și așa. Exact, mai exact, pe asta, bă, stai, ce facem noi? Că fotbalul se joacă la, da. La fotbalul mare. Ce mi se pare o decizie matură. Cu minuță, da. Spatele blocului, exact. Organizată mult mai... Da. Bine și mai profi și oferim câteva beneficii. Da. Oamenii ne plătesc pentru alea, adică na. Exact, da. E o viziune bună. Da. Dar uite, eu știi cel mai mare, știi ce regret am eu în privința voastră? Bă, n-ați mers niciodată la Cupa României. Da, să știi. Să știi că asta e o chestie de făcut. Bă, n-ați mers niciodată. Am mers cu NSN-ul, am mers, dar cu Pădurarii n-am mers. Da, cu Pădurarii. Îți dai seama ce ești așa atunci când era Cătălina. Ați avut ocazia cumva, știi, dar avea soci, nuntă, parcă. Da, mă, exact, era ce era să faci, să mergem la Pădurarul nostru de bază și să mergem. Nu aveam. Cred că mergeam altfel. Da, păi asta a zis, bă, are Dani... Dani, dar e greu să te sincronizezi vara, că sunt o grămadă de concedii. Vara este Cupa României, nu? Da, și da, în continuare participă echipe, da, de la Victoria. Una, două, da. Câte vor să... Anul ăsta cine s-a dus? Anul trecut, pardon. Anul trecut s-au dus Ludicom, s-au dus Leglațio, Fan Curier... Și 1 decembrie? Nu, atât. Acum Sporting? Nu, atât. Trei echipe s-au dus. Mm-hmm. Da. Da. Ce-ți place ție la Victoria? Ai zis că băi, vorbiști de Victoria acum. Am fost de la început. De la început era organizarea ok. Mă rog, din a patra ediție. Limita posibilităților. Dar a crescut de la an la an și chiar se simte chestia asta. Și mă bucur să văd că se leagă prietenii și în afara echipei. Adică sunt oameni cu care te vezi săptămânal, care nu joacă la echipa ta și te vezi aici și, nu știu, vorbești cu ei, împărtășești idei, gânduri și e marfă, e foarte mișto chestia asta, pentru că până la urmă cine face fericiți este comunitatea. Da, comunitatea. Comunitatea și relațiile dintre noi și din punctul ăsta de vedere jos pălăria. Tu probabil că nici nu realizezi chestiile astea. Nu, că dacă îi zi de zi aici, da, nu, dau cum zic, bă, deci, stai, bine, asta e normal să se întâmple. Uite, noi am avut vacanța de iarnă, păi ne-a lipsit o grămadă. Ne-a lipsit dar o grămadă. Dar cu pandemia atunci. Nu mai zic atunci că am fost în depresie cu toții, ce ai, nu, a fost oribilă perioada aia cu pandemia, pentru toată lumea, a fost foarte nasol. Da, asta îmi place foarte mult la Victorii, că adună oameni de, și din toate păturile sociale, știi, asta e fotbalul, asta este frumusețea lui. Zici și mie o amintire, două, sau hai să nu zic două, sunt zi multe, mă, bă, una zi sunt între... multe, mă. Sunt multe, dar una trebuie să-ți placă ție. Bă, mi-aduc aminte, uite, și cu Ludicom am avut noi o rivalitate foarte, foarte frumoasă. Mi-aduc aminte când am avut primul meci din campionat, când jucam la Moinești, am jucat acolo câteva luni. Și am avut primul meci. 3 zile am jucat, că a venit poliția după aceea și ne-am mutat înapoi la plața. De la Gălăgie. 3 zile, da, de la Gălăgie am jucat. La Petre, săracul, da, a venit săracul. Săracos, erau dezamăgiți și ei, Petre și, și Solin, bă, trebuie să facem ceva cumva. Și fix 3 zile am jucat. Păi cine avem, mă, chem Pădurarii lângă blocuri, îți dai seama că cheamă toată lumea poliție. 3 zile, da. Și mi-aduc aminte că am avut prima etapă atunci și am reușit să-i batem. A fost un meci 7-6, ceva de genul ăsta. A fost când a prima etapă. Acolo, nu? Când a dat Mihnea, da. Mihnea, era și pe aici. Da, păi a fost acolo. Și a fost o amintire mișto, bă, aia... Tot așa, mi-aduc aminte când ați făcut voi o... Un caritabil. Da, mă, ați făcut caritabil aia și am venit, deci a fost în weekend. Am băut atunci. Deci a fost în weekend. Sâmbătă și duminică, da. Dar să fii atent că mulți de la noi au venit, au petrecut vineri, seară, și au venit, vreo 3 au venit direct la fotbal. Da, sâmbătă și alții erau mahmuri, au dormit 3 ore. Și am început fotbalul și am cântat toată ziua, mi-aduc aminte. Da, acolo, pe iarba aia acolo. Superb.
Da, uite. Când eram afară, da, pe iarbă, da, la era și vara, frig și vreme, și vreme bună. Și... Frumos rău. Da, și sunt la... multe amintiri. Am sunt și ajutat amintiri. Cumva în, în detrimentul fotbalului, adică, na. Păi nu, ați făcut multe acțiuni de-astea, foarte, și cu Careca mi-a plăcut foarte mult ce da, păi ce na, trebuie, na, până... E minunat. Până sper că se văd și lucrurile astea, că, na, oameni nemulțumiți e, și atunci când faci lucrurile perfect o găsești pe oameni nemulțumiți de multe aspecte. E greu să gestionezi o echipă de-asta de mini-fotbal în privința banilor, timpului și jucătorilor, adică e greu să aduci o echipă să joace într-o competiție. Într-o competiție de mini-fotbal. E greu, e greu, da, pentru că trebuie să fie cineva care să le scrie, trebuie să fie cineva să tragă de, bă, hai să plătim banii, trebuie să fie cineva care să organizeze, să se implice mai da, mult decât acum, ceilalți. Uite, că acum, da, există TikTok, Instagram, ești din domeniu cumva, știi? Da. E greu să atragi un partener? Multe echipe, să știi că multe echipe au un partener, știi? Păi da, dar poate nu este atât de greu neapărat. Dar partenerul ăla vine și cu niște pretenții, nu? Vrea să fie cât mai vizibil, vrea să facă performanță, ceea ce cu noi nu se pupă. Cu cine ajută pe noi să chemăm un partener să bage bani, să aducă jucători când nu mai putem să ne vedem noi la fotbal, știi? Adică sunt mai multe aspecte de care da, trebuie da, să ai grijă. Sunt echipe și din Liga 3, Liga, chiar Liga 4, care au cumva parteneri, știi? Bine, dar cred că tot cu... Păi normal că vor să nu vor performanță. Sunt în Liga 4 acum pentru că abia s-au înscris, dar probabil că cu timpul vor dori performanță, știi? Și partenerul ăla ajunge să-ți dicteze viziunea echipei și așa mai departe. Uite, tu ai spus că ai fost anul trecut manager, da? Da. Cât de greu ți era să strângi oamenii, să-i aduci la meciuri? Bă, vorbind în vedere că voi erați deja un grup de 20-30 de oameni. Cum procedai tu? La noi poate nu e atât de greu, că ne cunoaștem de o grămadă de timp, dar cred că multe echipe își aduc jucători de la an la an. Mi-aduc aminte și noi când aduceam 2-3 jucători noi odată, era destul de greu să integrezi, să înțeleagă ce vrem și în ce direcție ne îndreptăm și așa mai departe. Având în vedere că noi ne știm de mult timp, nu e atât de greu, dar nu cred că este la fel la toate echipele, știi? Și trebuie să ai pe cineva, un manager care nu trebuie să joace ca să poată să organizeze lucrurile atât pe margine cât și în afară, știi, în afara terenului. Să manageruiești niște oameni care se ceartă cu arbitrii și urlă și trebuie să-i calmezi și să... La meciuri nu e ușor. Că tu zici de partenerul ăla că ți-l găsește, la-ți bagă doar banii, dar nu ți manageruiește și echipa, știi? Partea asta de management este mult mai grea. Uite că ai adus vorba de arbitri și spuneam înainte că discutăm cumva puțin și de arbitri. Eu pot să recunosc treaba asta și o recunosc oricând în fața oricărei persoane. Într-adevăr, arbitrii greșesc. Nu e normal să greșească că sunt arbitri? Normal că este. Eu n-am înțeles niciodată. Nu am înțeles niciodată de ce jucătorii își consumă atât de multă energie certându-se cu arbitrii. Ideea e simplă. Tu dacă îți consumi energia certându-te cu arbitru, nu ajuți echipa absolut deloc. Pentru că te concentrezi pe alte lucruri și poți să iei gol, da? Și defocusezi și echipa din jurul tău. Și ce poți să obții maxim? Să zicem că schimbi arbitrul ăla, îl schimbi și nu îți mai arbitrează la următorul meci. S-ar putea să nu controlezi, nu e ceva ce poți să controlezi tu. S-ar putea să vină un arbitru mai slab și să facă și el greșeli. Singurul lucru pe care îl poți controla este atitudinea și jocul tău. Tu dacă te concentrezi doar la lucrurile pe care le poți tu controla, poți să câștigi un meci și cu 30 de arbitri care fluieră împotriva ta sau greșesc, că nimeni nu are rea intenție, absolut nimeni nu are rea intenție și greșelile se fac, sunt omenești. Noi nu greșim în teren când faultăm, când facem al șaselea faul sau când facem un hand sau când dăm autogol, alea nu sunt tot greșeli. Da. Trebuie să ne concentrăm la ce putem să controlăm. Mulți știi ce zic, asta le-am zis și eu, bă, și voi greșiți, suntem o competiție de amator, nu suntem profesioniști. Și dar se întâmplă, întâmplă în Anglia, deci greșesc cu VAR. Cu VAR, da. Și ce naiba, despre ce vorbim? Da, și asta zicea, mă, și voi greșiți, băi, da, dar noi dăm bani. Adică ne permitem cumva să păi și ce? Greșim, și pe lângă asta, scuze-mă că te întreb, dar orice om în viață și dacă te înjur pe tine sau te jignezi sau sunt supărat pe tine, automat nu te mai comporți la fel, că asta e uman, știi? Adică da, normal, îți fac ceva rău cumva, știi? Da, ești da, pe da, minus în privința asta, pe minus.
n-ai cum să-mi dai plus, îmi dai tot minus. Da, nu, exact. Nu se atrag minus cu minus, nu se atrage. Nu e constructiv din, nicio, da. Din niciun punct de vedere. Și apropo că da, dăm cu toții bani și da, poate trebuie să ne calibrăm și pe așteptările un pic. Că tu ai așteptări de pe Luigi Colina, plătești 300 de lei pe meci. Nu e chiar așa. Și chiar și Colina poate să-ți greșească. Ce faci atunci? Ce omori? Ești cu topoare? Ești cu... Nu, cred că trebuie să ne concentrăm doar la lucrurile pe care le putem controla atât. Că și noi mai avem probleme cu arbitri și nu înțeleg de ce probleme la modul că ne concentrăm prea mult să vorbim cu arbitrii. În loc să ne concentrăm la joc. A dat decizia, nu da, mai schimbă, nu, știi? N-are sens. Ei, vino, e greșit, vorbim după aceea, următorul meci, cum ai zis, bă, ne mai place, încercăm să... Da, și ce, dar da, și ce, asta e o soluție de moment. Da, de moment să te și nu faci e, pe tine, bă, tu, gata, nu mai ne-am putut ăla. Dacă faci asta, schimbi doar forma, nu schimbi fondul. E important să schimbi fondul și să schimbi atitudinea ta și să fie energia să ți-o canalizezi într-un mod constructiv, nu destructiv, plângându-te de lucruri pe care nu le poți controla. Da, ai adus cumva acum discuția de bani. O să te întreb asta și nu o să te mai întreb de victorii, discutăm, adică de victorii. Crezi că e scumpă treaba asta cu 300 și 350 de lei pe care organizăm noi pe meci? 350 ce când 300 e? 300 când este balonul cumva. Pentru mine nu este scumpă și înțeleg, sunt foarte multe cheltuieli, ai echipe de plătit, ai salarii de dat, ai arbitri de plătit, ai terenul de aici, utilitățile de aici. E permisibil este... asta, Victor, competiția Victory Cup pentru o persoană căruia îi place fotbal, adică... Nici nu pot să... Eu pot să zic lucrurile doar din punctul meu de vedere, știi? Pe de altă parte, înțeleg și oameni care poate n-au aceeași posibilitate, știi? Dar în cazul ăla există alte posibilități. Există, nu știu, terenuri de fotbal unde poți să joci gratis, poți să te strângi cu prietenii. Acum, dacă tu vii într-un loc și vrei să joci fotbal acolo și acolo sunt niște reguli, fie te supui regulilor și plăților de acolo, fie toată lumea e liberă să caute în altă parte sau să joace în curtea școlii până la urmă, știi? Da, dar raportul calitate-preț. Da, nu, e ok, e corect. E corect. E corect, e corect, da, e corect. Cu asta, da, uite, e bine. Mulți spun că asta, că ea n-a scumpit, bă, că alea. Dar ce competiție îți mai oferă atâtea lucruri cât îți oferă? Fără mișto acum, fără Caterica. Păi da, uite, că până la urmă, na, faci. Și cum ne plângem, dar echipele înscrise cresc, știi? De ce cresc? Pentru că competiția e foarte bună, știi? Oferim cumva mai multe chestii. Cum aș vrea să spun întrebare roșie, ca la Denis. Dă drumul la timer. Domnul Mădălin Dragnea, manager al echipei Pădurari. Nu sunt manager, Dan este manager acum, fost manager al echipei Pădurari MDT. Urmează întrebarea roșie. Ați făcut vreodată vreun blat la Victory Cup? Oh. Au fost niște discuții, niște înțelegeri din ochi, din dar le numeri pe deget, pe un deget. Nu merg la un deget. Un deget. Dar vi s-a propus să facă cineva un blat cu echipa Pădurarii? Adică, ni s-a mai propus, am refuzat. Eu am refuzat oricum din start lucrurile astea, pentru că la un moment dat se întorc împotriva ta. Nu, sunt de părere că nu trebuie să faci lucruri de genul ăsta. Dar a existat odată când ne-am înțeles din... Și a mai fost un caz în care am încercat să motivăm o altă echipă să joace foarte bine și cazul să se strângă valiza. Cazul exact, valiza, cazul valiza care... să joace cu altcineva pe care aveam noi voie să ia bătaie, știi? Vezi, tu, astea le-am învățat de la televizor, nu? Că nu știam noi să le facem cumva. Adică... Da, uite ce facem, ce prostii. Ce învățăm noi la televizor. De la televizor. Da. Dar a fost un caz izolat și ne-am pus și cenușă în cap pentru el. Și am avut și, ne-am certat între noi puțin și am considerat că, bă, mai bine nu mai facem de-astea că nu. Adică ne-am învățat lecția, știi? Lecția. Ne-am învățat lecția. Tu ai mai jucat cu foști fotbaliști și la CMFB înainte de Victory Cup, la echipa NSN. Cum ți se pare că un om așa, un om? Ca și eu, până la urmă, n-am fost fotbalist. Să aibă ocazia să joace cu foști fotbaliști. Păi e cel mai, cel mai aproape lucru să te simți fotbalist.
știi? Este ce visam noi când eram mici, se întâmplă aici, știi? Până la urmă, ai asta televizitate, poți să vezi relor, dai un gol frumos, primești un premiu. Este cel mai apropiat lucru de a te simți, joci și cu foști fotbaliști, ce vrei mai mult? Cum a fost? Că voi aveți câteva meciuri cu pronostic sportiv, chiar și în cupă, țin minte. A fost o dispută. Da. Cum era acolo? Măi, mereu... Cum vă pregăteați înainte de meciul cu... Era un meci special, ești de acord? Este. Da. Eu încerc să mă pun în situația lor puțin și să mă gândesc că... îți dai seama că cu ei toată lumea și-a dat interesul și s-a pregătit și vreau s-a bată, dat max, da, vreau da, să-i bată. Îți dai seama poziția lor care... care este, că na, ei vor să facă și ei mișcare. E bine că nu ia în seamă oamenii prea mult. Să râd, să știi, da. Sunt competitivi, da. Păi cred că-ți rămâne, da, n-ai cum, cred că o să fie așa. Nu vin doar să facă mișcarea aia, am dat două, trei gurburi. Nu, da. Să uite la clasament, la... știu sigur. Ce din... mișto. Da, ce să tare. Uită, da. Mai ales când puneam omul în meci de acolo, mă sunau... Da, e mișto cum mă, că au... Păi iar omul în meciul l-ai pus pe ăla, ce dracu, l-am dat eu. Da, da, da. Da, adică asta a rămas și eu, uite mă, frate. Păi da, nu cred că poți să... E ceva ce e în tine și nu poți să renunți la lucrul ăsta. Și îți dai seama că atunci când ne întâlneam cu inevitabil, eram super mutați. Haideți mă, haideți, hai. Da, am avut o semifinală. Da, semifinală atunci. Cu ei, da, și n-au scos... A fost și o greșeală, adică ați dat voi un gol cumva, da. Bara aia și... Adică practic n-a fost gol cumva, dar... Nu mai contează. A fost chiar... A fost disputată semifinala, știu că a fost disputată și în cele din urmă merg mai departe cei care merită, nu e. Astea că inventăm noi probleme și... Ce obiectiv aveți în următoarea ediție? Mă, ediția asta, deci fii atent, ne entuziasmaserăm foarte tare că aveam impresia că intră la baraj primele 6 echipe. Mamă, și trăgeam noi tare, haideți mă, că se poate și am avut o pantă foarte bună. Încă suntem în ea, cred eu, dar acum venim după vacanța, după multe sarmale. 4-5 meci mai sunt, nu? Nu cred că mai putem. După aia am aflat că de fapt doar primele 4 intră la baraj și am zis, aolo, e greu și e greu să mai ajungi pe locul 4. Și la baraj e greu oricum. Dar oricum nu vrea să audă de performanță nici. Seama la baraj, nici cum erați aici. Asta mă, exact, că eu vreau să văd Pădurare la un baraj, dai seama ce o să fie aici? Da. Vreau să văd emulația aia dintr-un baraj cu Pădurare. Cred că o să ne propunem la următorul, apropo de ce ai întrebat, cred că ne... Nu știu, că e la latitudinea lui Dan aici, că noi când am început să zicem în echipă, bă, că vrem să mergem pe locurile de baraj, lui nu i-a convenit, pentru că, bă, terminați-vă cu performanțele și are dreptate, că după aia iarăși ne luăm cu cap. E bine să ai un obiectiv. E bine să ai și un obiectiv, dar practic nu trebuie să depinzi cumva de obiectivul ăla, știi că, cum spuneam, nu suntem... Exact. Profesii. Dar următorul, eu cred că putem să tragem la primele patru. Da? Acum suntem pe 9 cu un meci în minus. Dacă batem, trecem pe 5. Dar locul 4 e la distanță destul de mare să-l mai... Dar trebuie să legăm numai victorii. Câte etape mai sunt? 4-5. Până să terminăm campionatul? Da. Cum s-a dus, mă, frate? S-a dus, mă, uite, să ziceam cum trecem. Ne uitam la imaginile alea, incredibil, precedente, cum a dus atâția ani. S-au schimbat și terenuri, cum ai spus tu, bala Petre, bala plața, să știi că... Cum e baza? Că vreau să te întreb. Baza asta e impecabilă. Nu puteai să faci o bază mai... sau să găsești o bază mai mișto. Tot așa, ți-am zis, am dus în multe locuri, am fost în multe competiții, nu se compară nimic cu asta. Mai ales că ai și bărulețul ăsta, să stai... Da. Vara e minunat, poți să vezi un meci. Și vestiare, și zona bună, ai și parcare. De eu nu știu unde mai... ca pe 190 de echipe să joace. Ar trebui vreo 300 maxim, cam atât, să joci de luni până vineri. Da, e greu să ajungi la 300. 300 și eu o să încapă pe toate terenurile astea care sunt se aici. Se mai face unul acolo. Se mai face unul lângă? Se mai face serios? Unul lângă, da. Dar unde, vis-a-vis sau aici? Uite aici, lângă, după unde era televizorul acolo, după aia se mai face. Același, unul. Nu? Același om face și acolo. Da, același om, da. Era mine, deci 300 cu tot cu ăla ar încăpea. Tot cu ăla, păi stai să tot cu ăla. Și când se finalizează, știi? Ai idee? Terenul ăsta se face până în martie. Motoarea ediție o să-l avem, că avem acum și competiția asta cu firmele. Și e greu să strângi 300. Ai și cu firmele, acolo câte echipe sunt? Eu sper să facem minim 16 echipe o ligă. Uh-huh, uh-huh. Și vedem, important e să încep, știi? Că sunt sigur că vor veni, că știm ce... Și All Boys când? Că noi trebuie să ne băgăm la All Boys. Am avut o intenție cumva, să facem All Boys, dar erau două, trei echipe interesante și... N-avea sens. Da. Însă atunci, să nu mai pustem că ne facem de râs după aceea.
Nu mă rog, știi? Uite, mi-a dat cineva idee să facem de fete. A, ce tare! Marfă! Asta mai lipsit. Hai mă, că ar fi mișto! Da? Da, normal, ar fi foarte tare. Dă-ți seama joci aici, te uiți la meci de fete. Păi da, ce are? Care-i problema? Eu, să știi că am fost la un moment dat la un fotbal și am fost foarte surprins să văd o fată. S-a mișcat bine. Da? Da. Și da. Mie îmi place să văd că se extinde fotbalul și mai mult. Până la urmă și handbalul nu a ajuns de performanță pentru că și la fete și la băieți, pentru că s-a băgat bani până la urmă în și sportul feminin. Dacă s-ar întâmpla asta și la noi, ar fi foarte ok. Dar nu zic că mi-a scris, adică ne-au scris vreo 2-3 fete că vreau să joc și eu la Victory. Cum cât de tare! Da, hai cum îți dai seama. Și mine, regulament, noi nu avem treaba că asta. Nu avem treaba că bă, trebuie să fie de sex masculin sau feminin, știi? Păi nu scrie regulament, vreau să joc. Puteți să faceți, care e problema? Ce? Da, îți dai seama, nu se joacă fotbal mixt. Se joacă fotbal până la urmă. Eu cred că se poate face, mă, fără problemă. Că da, până la urmă, na, trebuie să dicteze talentul omului cât de bun este la fotbal sau nu. Dacă este o fată foarte bună și o ia echipă din prima ligă și joacă foarte bine, why not? De ce nu? Da. Mi se pare că e. Chiar poți să bași și arbitre. Cred că am fi mai potoliți un pic. Nu e adevărat. Nu crezi? Tot la fel de proști am fi? Bun, oricum. Multe echipe sunt ok, adică au un nivel de inteligență destul de ok și restul echipelor, da, ei, na, până la urmă. Ce da, să nu fie și mai rău. De rău, asta e, ăștia da. Suntem, știi? Așa e, na. S-a calificat România la Euro. Ce bine, doamne, de bucuros am fost. L-am criticat o grămadă pe Needi, dar până la urmă ne-a dat cu bocan cu gură. Și-a calificat-o fără înfrângere, frate, este incredibil. Eu cred că... Ei, fără înfrângere, nu mai făceam, mai țin de... Mi se pare incredibil. Da. Și cu lotul ăsta. Acum, da, cu lotul ăsta. Ai văzut că avem cel mai... Cel mai bun apărare, sau ce? Nu, avem lotul cel mai puțin valoros de la Euro, adică... Acum, cu drăgușine, a mai crescut puțin. A mai crescut un pic, dar cred că tot pe ultimul loc suntem. Sunt undeva la 76 de milioane, 80 de milioane, pe ultimul loc suntem la... Și să faci performanța asta cu lotul ăsta... Bine, și o grupă cumva accesibilă. Da și nu... Da și nu, nu știu, până la urmă ai făcut, ai egal cu Elveția și ai bătut-o. Te-ai dus la vreun meci? Nu m-am dus, din păcate. La Euro te duci? Am aplicat. Ai aplicat, nu? Acum pe 31 aflăm răspunsul. Am aplicat la un meci, sper să câștig, dacă câștig mă duc cu mare drag. Ce crezi că face România la Euro? Să dai seama că îmi doresc să meargă mai departe și... Da, dar eu cred că o să facem, că ar fi surpriză să trecem din grupe, da, totuși. Eu cred că o să facem. Te mai uiți la fel... Precum te uitai acum 10-20 de ani la meciurile naționale, mai ai zvâcul ăla, să zic așa, când te uiți? Nu, pentru că nu mai simți? Acum am început cu, la ultimele meciuri, bă, chiar am legat două meciuri, ultimele foarte ok și mature. Și, Israel, da. Și ideea e că performanța o să aducă din nou această atmosferă și dragul de a te uita și... Trebuie să crească și Liga 1 să se întâmple asta. Uite, m-am bucurat că l-am văzut pe Șucu la Rapid, că s-a dus, că e nevoie de oameni de genul ăsta în Liga 1 ca să crească rapidist, cu tot. Stelist, nu. Din sunt stelist. Stelist. Drumul nu tău mai vreau să întreb care steaua, că nu... Nu mai întreba, am o... Stelist cu aia, cu lăcătuși, cu toți nebunii. Da, da. De atunci, nu? Da, 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 de atunci, de atunci. Știi că FCSB campionatul? FCSB? Bă, cred că da. Cred că îl câștigă. Cred că îl câștigă. Nu pot să zic că mi-aș dori neapărat, dar cred că îl câștigă. Cred că îl câștigă. Ei trebuiau să câștige de mult campionate la rând dacă domnul de sus era mai asculta mai mult, știi? Că până la urmă asta e problema cea mai mare. Au luat foarte bun. Tu faci animații. Nu? Da. Animație. Ai făcut și o animație cu Hagi, nu? Da, am făcut pentru o emisiune sportivă. Am făcut, da. L-am pentru animat. Pentru Cătălin acolo, cu da, Play... Da, da. Play la Play Sport. La Play Sport, da. Animație. Se fac greu animațiile astea? Se fac foarte greu, da. Se fac. Păi imaginează-ți că dintr-o foaie albă, cum ai pe asta aici, de te prefaci tu că citești întrebări, dar nu ai nicio întrebare.
din asta se trebuie să creezi un personaj din zero pe care să reușești să-l animezi realist, să fie credibil. Și e foarte greu. Dacă vrei să filmezi, de exemplu, să filmezi un spot și filmezi un actor care știe ce are de făcut, ăla filmează, îl filmezi, editezi și ai o poveste și that's it. Personajul animat trebuie să-l faci din zero, știi? Adică trebuie să creezi și actorul. Și e, da, e destul de greu, dar mă bucur că îmi place atât de mult încât trec de bariere, știi? E bine plătită meseria asta. Adică poate fi atâta timp cât ajungi la clienții care sunt educați și știu ce presupune să faci animație, știi, că ăia sunt dispuși să plătească și mai mult, e greu să ajungi la ei, știi, dar dacă ajungi unde trebuie, da, e poate fi plătită și, destul de bine. Și vreau să întreb, dacă o persoană acum, eu nu știu, da, mare lucru, ar fi greu să ajungă să fie plătit cumva bine? Să fac animație și să facă lucrul ăsta, trebuie să fii dispus ca foarte mulți ani să investești doar în învățat. Foarte mulți ani ai spus. Da, da. E vorba foarte, de... Da, da. Păi eu fac asta de foarte mult timp, de foarte mulți ani și încă nu mă consider un animator extraordinar, știi? Și la început am făcut multă muncă plătită mai puțin. Sau da, unele au fost și pro bono, știi? Adică trebuie să fii dispus, că na, ca în orice meserie, dacă vrei să o faci ca lumea, trebuie să fii dispus să investești foarte mult în learning și în învățat, știi? Te-ai recomandat treaba asta cu animația la tineri, bănuiesc, acum asta e... Cum e? Tu câți oameni ai cu care colaborezi? Suntem 4 inși la studio. E greu să găsești oameni? Este greu să găsești oamenii în orice fel de domeniu. Este extrem de greu să găsești oamenii potriviți și care să fie dedicați, să fie pasionați în ceea ce fac. Adică asta cred că e o regulă general valabilă. Dar eu am noroc cumva că am o comunitate destul de mare, mi-am creat-o. Oamenii, mulți oameni care se apucă sau s-au apucat de ceva din mă știu și ne cunoaștem între noi și chiar dacă suntem doar 4 la studio, am și mulți colaboratori cu care fac treaba asta. Adică am ajuns după mult chin și multă muncă într-o zonă ok din mai multe puncte de vedere, știi? Da. Mă, dar uite, la final aș vrea să mai... Să-mi pui și mie o întrebare, două. Așa. Care vrei tu? Răspund la o, așa fac de obicei cu... Ce drăguț. Invitații ok, să zic. Nu le permit tuturor să mă întrebe în podcast. Da. Orice spun. Poți să mă întreb. Cum îți găsești energia să faci ceva de genul ăsta atât de mare, care necesită o grămadă de atenție? Că încă ai job, nu? Da, încă așa. Încă și cum reușești să faci asta, să fii, să te păstrezi normal la cap? Bă, la cap n-am fost normal de... Să știi cum ai zis, am început cu all mad, știi? Da, exact. Uite, de unde ții toată energia asta? Trebuie să ai energie, că știu cum ești la mine, că dacă n-aș avea energia să fac animația, nu aș face. Îți place ce faci, nu? Da. Nu mai contează că lucrezi după 12 sau înainte. Adică dacă îți place atât de mult, nu? Da, îmi place mult de tot. Adică nu-mi plăcea la început și da, a crescut atât și am avut oportunitatea să întâlnesc atât de mulți oameni, precum Petre, Zorin, tu, mulți oameni cu care să mă împrietenesc, să am... O relație până la urmă, că nu-mi dă nimeni bani, știi? Plus, adică mai mă ajut acolo, mai îl ajut eu, știi? Și plus asta de prietenie, încât plus a apărut ăsta la TV, că ești unic până la urmă, din punctul meu de vedere, Victor Cap este unic, da, și o să fie unic, că nu o să mai fie unic, atunci nu o să mai fie. Da, am văzut că apăreți foarte des la TV. Da, adică e ca un copil cumva, chiar este născut înainte de fetița mea și pot să zic, cum zic eu, e al doilea copil. Nu știu, n-ai cum dacă îți place treaba asta să... Mai am o întrebare, știi ce mă supără pe mine? Că se seamănă foarte mult cu ce, că și eu petrec foarte mult timp la muncă și cum găsești echilibru și cu timpul tău și cu timpul de acasă? Păi nu prea găsesc, asta e, deocamdată Victorii Cap câștigă. Deocamdată. Da. Victorii Cap câștigă. Dar ai un plan. Și am noroc cu mama care mă ajută în timpul săptămânii cu, cu fetița și da, soția mă înțelege că sunt așa cum sunt. Până într-un punct. Mă înțelege până la nesfârșit, că așa suntem noi. Trebuie să ne înțelegem fiecare, știi? Ne mai certăm, ne mai... Da, uite, și eu încerc să
inserez mai mult echilibru în și plus în de asta am și eu o echipă acum, chiar am reușit să avem o echipă. Super ok, știi? Îmi pare rău că na, nu e prezent. Și ai ajuns la o formulă foarte bună, nu? Mi-ar fi plăcut să fiu Cătălin se întoarce? Bă, nu știu, oricând are ușa deschisă aici. Doamne, ce, oricând are, ce om! Îmi pare rău că nu este și Cătălin în echipa asta, dar na, el are alte treburi, s-a axat pe treburile lui pe care el credea că... Adică asta e făcut să facă, nu presă cumva sportiv. Am avut noroc că am avut o perioadă așa de e. Viața lui. Așa e, așa e. Da. Chiar am avut noroc cu el și na, știi cât de bine... Așa este, da. Foarte mișto specialurile astea pe care le faceți pe YouTube. Da, da, păi am zis foarte să mai vă cunoască cumva și pe voi lumea aia puțină de asta mă eu și un like în plus sau un share în plus, bă, vă ajută și pe voi cumva și pe noi cumva, da, știi? Da, da, da. Că dă lumea greu un like și un share, nici așa nu e. Cerșim. Așa e, așa e. Știu și eu cum e și nu bucata mea. Așa e. Singurul lucru pe care sunt supărat este că unii oameni nu înțeleg efortul ăsta depus de noi. Nu mai te lupta cu ei, că nici nu... Nici dar uite, pui la suflet, îți place lucrul ăla. Pui la suflet, da, știu, așa e, e ușor de zis. Bă, nu e așa, bă, nu e așa, știi? Da, nu, trebuie să te focusezi pe ceea ce îți place ție, să ții energia ta. Mai am o chestie care vreau să o povestim acum. Uite, noi am pornit de la 8 echipe în 2014. 2014, da, ok. 2014. Acum sunt 192. Da, uite, asta devine acum Rafael van der Vaart să joace la Victorica. Asta... Genială, da, am văzut. Dar unde, la ce echipă o să joace? La Floriu Tatu, da. Cunosc băieții cumva sau prietenii cumva. Dar în ce ligă sunt? Liga 3. Deci o să joace aici pe primul teren. Primul teren, da. Da, merită. Foarte tare. Da. Cum ți se pare asta? Tu ți-ai seama că l-a jucat cu Cristiano, da? Da, e genial. Da, sunt foarte curios să-l văd, da, cum se mișcă. Da. E foarte... Cumva te-a obișnuit Victorii să vezi fotbaliști. Nu e atât de surprinzător, știi? Dar el are soția, nu? Româncă. La Rapid, fotbalistă. Ok, și e stabilit în România, nu? E în România, da, e greu să aduci să joace fotbal și chiar dacă e în România, știi? Da, nu, e foarte, da, este wow, a jucat la Real Madrid. Da, felicitări băieților de la Foriu, datul că au reușit cu... Bravo, băieți, bravo, da. Un transfer pe cinste. Dar chiar e perioada de transferuri... Nu l-am băgat înainte, dar am și stabilit, bă, nu spuneți la nimeni că atunci când vine o... Aha. Facem noi povestioara cum... Foarte tare, da, să nu strice surprinzi. Da, da, să nu strice... De-abia acum poate să joace și el, nu? Da, bă, ca acum poate, da. Bun, cam astea a fost, mai avem multe de povestit, dar l-așteptăm și pe domnul Mihnea. Mamă, de-abia aștept să vină la facem podcastul ăsta. Facem mai multe persoane. Da, vă propun așa, vă propun să-l chemați pe Mihnea și pe Emil. Este o conexiune specială între ei doi. Nu l-am amintit. Chemați-i pe amândoi. Era manager la echipa a doua la un moment dat. Da. Da. A fost și la prima, pe parcă, a fost și la prima, n-am perindat cu toții. Dar chemați-i pe amândoi pentru că este o energie fabuloasă. Când sunt ei doi la masă, se râde. Exact. Trebuie să-i chemați pe amândoi, da. Da, mulțumesc mult de tot că ai dat cu mare drag. Și oricând. Ne auzim. Sper să ne vedem la Victorii până când și vor eu. Ține picioarele. Și eu. Da. Și după. Poate joacă copiii noștri, cine știe. Da, încă nu m-am gândit la asta. Încă nu m-am gândit la asta. Ia vezi, gândește-te. Copiii noștri, asta e cu... Da. Bine, mă, dă. Hai. Mersi mult.